Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. M-am pus în vecinătate cu crucile în această zi în care prăznuim pe Sfânta Maria Egipteanca. Azi e ziua în care biserica o prăznuiește, urmând ca într-o altă duminică ulterioară să o prăznuiască biserica și ca un model al postirii și al așezării în urcușul duhovnicesc, în urcușul acesta care ne apropie de Dumnezeu. Cuvântul de astăzi este din Pilde, capitolul 13, versetul 20. Cel ce se întovărășește cu cei înțelepți ajunge înțelept, iar cel ce se întovărășește cu cei nebuni se face rău. Eu m-am întovărășit acum cu crucile cărora le voi urma și eu ca preot la un moment dat, crucile celor care au slujit înainte altarului bisericii din vecinătate. Cu alte cuvinte, suntem într-un fel sau altul într-o pădure luminoasă de cruci de lumină. Trebuie să învățăm lucrul acesta și de fiecare dată când suntem amenințați cu moartea să mai privim și spre Dumnezeu, nu doar spre lucrurile care cu adevărat ne înspăimântă și fără îndoială sunt dureroase și greu de trecut peste ele. Dar poartă cu ele și această posibilitate a întovărășirii cu oamenii de lumină, a întovărășirii cu cei înțelepți. Cu alte cuvinte, când te întovărășești cu cel înțelept, te înțelepțești și de propria lui rezistență dinaintea morții și a trădării. Cuvântul Părintelui Arsenie de astăzi, Arsenie Boca, este din scrieri inedite. Asta ca să le, urăm succes celor care mai caută să-L prindă în cuvânt pe Părintele. Când vezi vreun păcat la fratele tău, fă lucrul lui Dumnezeu. Roagă-te pentru el să-L ierte Dumnezeu și să te ierte și pe tine. Și adu-ți aminte, oare nu-L voi fi făcut și tu? Cu alte cuvinte, într-o lume care expune păcatul, e bine să ne aducem aminte că în calitate de mari de creștini sau de oameni care își asumă marea aventură a creștinismului, suntem datori mai mult cu rugăciunea decât cu critica, mai mult cu rugăciunea pentru tine, pentru celălalt și pentru lumea întreagă, decât cu a sta tot timpul cu lupa pe celălalt pentru a-i vâna greșelile. Sigur că atunci când om trăiește, e plin de greșeli, e plin de păcate, unele și le asumă, altele nu și le asumă, de unele încearcă să fugă, cu altele se luptă, întotdeauna într-o zbatere continuă. Dar rămâne să reținem acest adevăr. Nu putem decât împreună rugându-ne unii pentru ceilalți. Nu putem trăi, nu putem împlini rugăciunea decât văzându-ne unii altora posibilitatea de a ne ruga unii pentru ceilalți. În această geneză de cruci, dacă vreți, rostesc către dumneavoastră aceste cuvinte și în încercarea de a vă ruga frumos să vă rugați. De a vă ruga frumos să vedeți binele din ceilalți și să-l ajutați atunci când celălalt este căzut în păcate, e slăbănogit de păcate, să-l ajutați cu crucea propriei voastre rugăciuni. E taina pe care ne-o pune la îndemână Hristos. Întovărășirea aceasta cu înțelepciunea Lui, cu cei înțelepți care au biruit în El, ne face să fim întotdeauna plin de har, plin de răbdare, plin de înțelepciune, plin de bucuria aceasta de a împlini porunca lui Dumnezeu de a ne iubi unii pentru alții. Aproapele nostru este lângă noi pentru a ne împlini ca oameni. Mâine este o nouă zi.